Conform unui studiu, România are peste 4,5 milioane de săraci. Cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a înregistrat în rândul copiilor și tinerilor în vârstă de până la 18 ani. Circa o treime dintre aceștia s-au aflat sub pragul de sărăcie. Aproape un sfert dintre români se consideră săraci atunci când se poziționează în raport cu salariul sau pensia. Sărăcia este inegal distribuită pe teritoriul țării. În anul 2017, cele mai mari rate ale sărăciei s-au înregistrat în regiunile nord-est și sud-vest. Ieșenii susțin că nu au datorii, dar nici economii în bănci, iar banii pe care îi câștigă abia dacă ajung pentru traiul zilnic. Doar 1% dintre ei se consideră bogați cu economii în bănci. Pe la mijloc, așa. Aveți datorii? Nu prea, nu. Nu am datorii. Dar dacă ne uităm la mașinile de pe stradă, cred că nu suntem săraci. Mediu, mediu. Nu mă pot plânge nici de sărăcie, dar nici de prea multă bogăție. Aveți datorii? La stat nu. Le-am achitat, tocmai și-am achitat. Dar cum sunteți în raport cu pensia, bănuiesc, nu? Că sunteți pensionari. Da. Pensia slabă, dar fac activitate în continuare. Da, sunt și pensionar, sunt și patron. Sunt și muncitor. Eu cred că sărăcia vine din mintea omului. Sunt oameni bogați care sunt săraci și oameni săraci care sunt bogați. Nu sărac, dar nici bogat. Sunt la limita posibilităților. Bănuiesc că și economiile vă ajută, că de-a lungul timpului ați economisit. Nu prea am făcut economii. N-am avut pentru ce. Am avut 4 copii și am o tărlă de nepoți, așa că îți poți imagina că am avut ce face cu banii. Așa că, deocamdată, mă împac cu pensia mea și a soției. Situația României este una aparte, nu doar pentru că pe hârtie stăm bine, ci și pentru că, în afară de Bulgaria, avem cel mai mic salariu minim din Europa, deși statisticile spun că acesta a crescut cu aproape 80% în ultimii 10 ani.